care m-ar fi putut omorî în viața asta. Vorbesc foarte serios. Subiectul, n-am vorbit despre treaba asta, dar o să încep acum că sunt la televizor. Faptul că n-am avut tată ar fi putut să mă doboare, deși nu mă victimizez, sunt moldovean la noi. Cine-i tai cât e întrebare la bacalaureat, sincer vă zic. Panică în ochii lor. Cine-i tai cât-o? Hai să... Băi, și mi-învățasem și Rebreanu. Ion e tata. Nu trebuie să te victimizezi. Sunt omul care sunt în ziua de azi pentru că n-am avut tată și sunt recunoscător într-un fel pentru treaba asta. Simt nevoia să aflu adevărul. Am simțit nevoia să aflu adevărul. Am întrebat-o pe bunica mea care mi-a răspuns foarte simplu. Copchile s-a îmbătat, a intrat într-un dulap, nu l-a mai văzut nimeni. Altfel am văzut filmul Narnia după treaba asta. Eram... Trebuie să vină la final, nu vine. Și n-am de alea, adică îmi proiectez, mă gândesc, jumate din sufletul meu se gândește cum ar fi să-l văd, cum ar fi să apară. Dar n-am de alea sensibilisme la modul că el apare pe un cal alb, mă strigă, Cătălin, pe mine el mă schimbă pentru prima oară, știi, e un moment de ala. No! Sunt zgârcit și materialist în același timp. Socotesc, sunt 18 ani de pensie alimentară neplătită. Primele mele cuvinte o să fie bitch, better have my money. Nimic nu trebuie să te doboare. Vorbesc serios, nimic. Am avut cine să mă crească. A fost bunica mea, care îi sunt recurs și am să-i fiu recunoscător toată viața. Mi-am tatuat-o pe mână, atât de recunoscător sunt. Și am să mă tatuez din cap până picioare. Nu contează ce zic cu oamenii, că atunci când te tatuezi tot să, ce o să faci cu el la bătrânețe. Să ajung eu să-mi fac griji din cauza. 85 de ani pe un pat de spital plin de ciroză, nu mi se mai scoală, dar cum scot eu asta? Cum mă duc eu la Sfântul Fuego ca un nenorocit satanist? Dacă mă pune să-mi podobesc bradul cu dinamită pentru eternitate.